Constantin Enceanu și Mâțu Stoian au fost certați și nu și-au vorbit ani întregi. Scandalul s-ar fi declanșat din cauza soției impresarului. Petrica Mâțu Stoian și Constantin Enceanu au fost cei mai buni prieteni toată viața cu excepția unei perioade doi ani în care nu și-au vorbit absolut deloc. Prietenia legendară între Petrica Mâțu Stoian și Constantin Enceanu a avut o pauză de doi ani în care cei doi au fost certați și nu și-au mai vorbit. Nimeni nu știe cu exactitate ce s-a petrecut între cei doi, însă au existat câteva teorii care au circulat în anturajul lor în acea perioadă. Petrica Mățu Stoian și Constantin Enceanu s-au certat după un spectacol. Petrica Mățu Stoian s-a mutat de la ansamblul Doina Gorjului la Maria Tănase în anul 2012, în perioada în care Constantin Enceanu era director acolo. Mai exact, Enceanul l-a adus pe Mețu la Craiova și a creat în inima Olteniei una dintre cele mai puternice instituții de promovare a folclorului din țară. Mutarea nu a fost văzută cu ochi buni de toată lumea, mai ales că cei doi atrăgeau de partea lor toată atenția publicului la evenimentele organizate de ansamblu. Totuși, prietenia dintre Constantin Enceanu și Petrică Mâțu Stoian s-a stricat într-un mod aproape inexplicabil la sfârșitul anului 2012. Cei doi s-au certat după un concert și nu și-au mai vorbit timp de doi ani. Motivul neoficial, care s-a și vehiculat prin presă la vremea respectivă, a fost legat de bani. Mai exact, cearta ar fi avut loc după un spectacol într-o comună de lângă Curtea de Arceș. Primarul localității l-ar fi sunat pe Mâțu Stoian să aducă mai mulți artiști la zilele comunei, iar acesta l-ar fi pus în legătură cu Enceanu. Acesta a venit cu ansamblul, iar la final, în loc să-i dea lui Mețu partea lui, adică 1200 de euro, i-a dat doar 3000 de lei, motivând că a trebuit să plătească dansatorii.